Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi am pentru voi o rețetă foarte ușoară, delicioasă, sănătoasă, cu doar 3 ingrediente și care se prepară în mai puțin de 10 minute. Este vorba despre o omletă cu spanac. Deci, dragii mei, haideți să vedem cum se prepară această rețetă. Într-o tigaie vom adăuga puțin ulei și 2 căței de usturoi. Usturoiul este opțional și lăsăm să se încălzească foarte bine. Într-un bol mai mare vom adăuga 4 ouă mari. Puțină sare și piper, după gustul fiecăruia, și vom amesteca. Următorul pas vom adăuga 200 de grame de spanac bine scurs și amestecăm. Vom scoate usturoiul și vom turna compoziția. Vom găti această omletă la foc mediu. O vom lăsa până va face puțină coajă, aproximativ 5 minute, dar nu uitați, la foc mediu. După care vom adăuga 2 felii de mozzarella și vom închide omleta, așa cum veți vedea în imagine, cu multă grijă. Prima dată, pentru a învârti omleta, ne vom ajuta de o farfurie. Iar acum o vom putea învârti fără grijă pentru că nu se va mai rupe. Iar acum vom găti omleta de câteva ori și pe o parte și pe cealaltă. Și gata este delicioasa noastră și sănătoasa noastră cină! Decorăm cu foi de ceapă verde, după care se poate servi. Cum vedeți, este o rețetă foarte ușor de pregătit, cu doar 3 ingrediente și super delicioasă. Iar acum o voi tăia să vă arăt cum arată și în interior. După care îmi rămâne doar să vă doresc poftă bună! Dacă v-a plăcut rețeta mea, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Pa, pa!